Căutați pacea cu toți și sfințenia fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12, versetul 14. Prea cu și prea cu cernici părinți, iubiți frați și surori împreună rugători. Prima duminică, după Marea Sărbătoare a Cinzecimii, a Duhului Sfânt, în chip de limb de foc peste Sfinții, ucenici și apostoli ai Domnului Hristos, este dedicată tuturor Sfinților Bisericii noastre. Știuți și neștiuți. De aceea, Biserica a rânduit cu înțelepciune multă ca această duminică să fie dedicată Sfinților, pentru că ei sunt cei care, prin nevoință, prin curăție, prin împlinirea poruncilor lui Hristos, s-au lăsat pătruși de harul cel îndumnezeitor al Duhului Sfânt, care îi unește cu Preasfânt a trăimei. A fi sfânt nu înseamnă neapărat a fi înzestrat cu puteri taumaturgice, vindecătoare. În general, noi asimilăm sau înțelegem prin sfințenie, prin viață sfântă, un om care are puterea de a vedea viitorul, un profet un om care pătrunde în sufletul, în adâncul inimii tale și vede chiar și ceea ce tu ascunzi cu foarte multă abilitate. Cu alte cuvinte, noi prin sintagma aceasta om sfânt înțelegem un om cu puteri mai deosebite decât ale noastre. Sfințenia cred că trebuie înțeleasă în modul ei cel mai profund, nu numai la nivelul acesta al harismelor, al, dar, al darurilor pe care Dumnezeu le așează într o persoană care duce o viață curată, o viață bine plăcută lui Dumnezeu. A fi sfânt înseamnă în primul rând a fi om deplin. A fi om restaurat, a fi om în sensul cel mai adânc și profund, autentic al cuvântului. Unul dintre teologii bisericii noastre ortodoxe române, Nichifor Crainic, dădea o definiție foarte logventă, foarte sugestivă Sfințeniei, numindu-o împlinirea umanului. Adică, ori de câte ori firea noastră umană, umanitatea din noi este știrbită, este rănită de păcat, întunecată, noi de fapt decidem să nu devenim oameni sfinți. Omul sfânt este cel care are, are umanitatea înnoită. Omenescul din el este înnoit și plin de har. Pot fi sfinți care n-au făcut nicio minune, dar ei au trăit într-o comuniune minunată cu Dumnezeu. Deosebită cu Dumnezeu. A fi sfânt înseamnă ca centrul vieții tale să devină Hristos. Nimic din cele care țin ale lumii acestea să nu te distragă de la această stare de comuniune, de iubire, de dragoste cu Hristos și față de Hristos. Părintele Stăniloie este cel care ne ajută. Să înțelegem ce înseamnă a fi un om sfânt. Cu toții suntem chemați, să știți, să devenim sfinți. Aceasta este menirea noastră, rostul nostru pe acest pământ. Să ne străduim pe cât ne stăm putință, să ne sfințim viața. Să căutăm ca Dumnezeu să umple Sufletul nostru, să umple timpul nostru, clipele noastre, să umple. Relațiile dintre noi oameni prin prezența Sa, prin harul Său. Din păcate, din nefericire noi ne aducem aminte de Dumnezeu doar atunci când venim la liturghie, la biserică, sau când ne rugăm seara, dimineața, sau în orice moment al zilei. În rest, Dumnezeu pentru noi devine o realitate pe care o uităm. Dacă am face un mic calcul, un procentaj pe parcursul unei zile cât din timpul, din 24 de ore, noi le dărâm lui Dumnezeu, vom ajunge la o concluzie nesatisfăcătoare și dezamăgitoare pentru noi. Din 24 de ore, probabil, lui Dumnezeu îi vom da o jumătate de oră, 45 de minute, să spun cu generozitate o oră. Și restul, în acest timp, ni dăm nouă, risipindu-ne în ceea ce este esențial, în răutate, în schimonosirea firii noastre, în rănirea aproapelui nostru, în răspândire și foarte multă neliniște. Sfântul, omul sfânt, este cel care știe să prețuiască foarte bine timpul. Pentru că îl consideră ca fiind un dar al lui Dumnezeu, ca fiind intervalul dintre chemarea pe care ne-o face fiecăruia Domnul de a deveni oameni bineplăcuți lui și răspunsul nostru la această chemare, cum frumos se exprimă Părintele Stăniloae. Prin urmare, toți putem deveni oameni sfinți dacă căutăm să fim în comunune cu Hristos. Dacă vom căuta ca trupul nostru să devină un templu al Duhului Sfânt, un vas al Duhului Sfânt, un loc unde să se lășluiască Duhul Sfânt. Părinții bisericii au așezat această duminică a tuturor sfinților, imediat după cinzecime, după sărbătoarea rusalilor, pentru că sfinții sunt rodul cel mai autentic și frumos al așezării Duhului Sfânt în oameni. Părintele Stăniloae ne ajută, așa cum v-am spus, să înțelegem ce înseamnă a fi sfânt. Citez: Sfântul este cel mai binevoitor dintre oameni și în același timp fără să vrea cel mai impunător. Cel care atrage cel mai mult atenția și provoacă cel mai mult respect. Pentru fiecare, el devine sfântul un apropiat, cel care te înțelege cel mai bine, cel care te face să te simți în alături de el și în același timp te face să te simți stânjenit, făcându-te să-ți vezi propriile insuficiențe morale și păcate pe care eviți să le privești. Sfântul te compleșește prin măreția simplă a curățenii sale și prin căldura bunătății și atenției lui. El produce în noi rușinea de a avea un nivel moral atât de jos, de a fi desfigurat umanitatea în noi, de a fi necurați, artificiali, plini de duplicitate și de meschinărie. Sfântul creează astfel de îndată o atmosferă de familiaritate, de apropiere umană, de intimitate între el și ceilalți. În acest fel, el umanizează relațiile cu ceilalți și le imprimă o pecete de autenticitate, pentru că el însuși a devenit profund uman și autentic. El vorbește cu gingășie, evitând să numească în mod brutal cu numele lor slăbiciunile celorlalți. În același timp creează condițiile unei relații directe, sincere și deschise a celorlalți cu el. Îi împinge Sfântul astfel pe toți să-și mărturisească sincer slăbiciunile și păcatele lor și le dă puterea de a le birui. Cât de frumoasă este această descriere și cât de puțin poate ne regăsim în ea. De aceea, să nu ne sperie gândul acesta legat de chemarea de a fi Sfinți. Noi avem în vorbirea curentă populară când greșim, când șchiopătăm, când păcătuim această expresie ca formă de scuză. Dar nu sunt sfânt. Sfinții și ei au fost păcătoși. Ca și noi. Ca fiecare. Au avut luptele lor lăuntrice, frământările lor, dezamăgirile lor. Față de cei din jur, dar și față de propria lor persoană. Cu toate acestea, prin perseverență, prin nevoință, prin chemarea Harului lui Dumnezeu, în viața lor, au devenit oameni bine lui. Ei nu numai că erau de o moralitate ireproșabilă, de o bună cuvință extraordinară, împinsă la superlativ, ci erau oameni în care Hristos locuia de plin. Au devenit ei înșiși purtători de Hristos. Și aceasta este diferența dintre un om moral, că pot fi oameni deosebiți, oameni minunați, care se comporte foarte elegant, cu foarte mult bun simț, să manifeste respect, să nu bârfiască, să caute să nu-i rănească pe cei din jurul său. Însă nu sunt sfinți. A fi sfânt înseamnă a-ți imprima umanitatea din tine, omenescul din tine, de harul lui Dumnezeu. Să lași să imprimi totul din viața ta, clipele tale, profesia ta, tot ceea ce ține de viața ta, ceea ce este legat în mod intrinsec, profund de viața ta, să le lași imprimate de Hristos. Să poarte pe cetea viețuirii în Hristos. De aceea în Evanghelia de astăzi ni se spune că nimeni din cei care iubește pe tată, pe mamă, pe frate, pe soră, țarină, pământuri, tot ce ține de lumea aceasta nu este vrednic să se numească ucenicului Hristos. Adică iubirea față de Dumnezeu să fie pe primul plan. Și în această iubire sau din această iubire decurge și iubirea raportarea corectă, autentică și față de părinți și față de copii și față de familie și față de toată lumea aceasta, de tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu să ne folosim în lumea aceasta. Toate le vei vedea prin această lentilă grilă a iubirii lui Dumnezeu. Când inima ta este plină de Dumnezeu, de iubirea lui Dumnezeu, atunci o vei, ști, ști să o cinstești cum se cuvine și pe soția ta, și pe soțul tău. Vei ști să-ți crești frumos copiii tăi, în cinste, în credință multă. Vei ști cum să te raportești la cei din jurul tău, pentru că sursa iubirii tale este iubirea lui Dumnezeu, așa cum a fost pentru Sfinți. Închei gândul meu din această duminică rezumând, concluzionând, că a fi sfânt înseamnă, în primul rând, a împinge potențialitățile firitale, umane, omenescul din tine, înspre superlativ, înspre splendid. Înspre deosebit, prin împlinirea poruncilor lui Hristos. Și în al doilea rând, comuniunea de plină cu Dumnezeu. Să nu fie nicio breșă, niciun hiatus, nicio intermitență între tine și Dumnezeu. Și dragostea față de Dumnezeu. Totul din viața ta să fie plin de Hristos. Plin de. Dumnezeu. Și după aceea Dumnezeu, cum gândește în înțelepciunea Lui, va da Sfântului și harisma de a vindeca, harisma de a vorbi frumos, harisma de a fi mângâiere, de a fi dragoste, o dignă, pentru cei împovărați, pentru cei prinși de ură, pentru cei care trăiesc neliniștiți. Cu gândul acesta să plecăm fiecare dintre noi, că în calendarul mare al Bisericii mai este un loc și pentru noi ca să fim trecuți acolo, dacă ne vom sfinți viața, dacă ne vom strădui să fim ai lui Hristos. Amin!